Hai noroc și bine v-am regăsit, dragii mei, de data asta la un nou episod din Puffsland. Gazda voastră Puff, ca de obicei, prezent la datorie. Și, oameni faini, m-am gândit că astăzi ar fi cazul să batem și noi dragonul pe minunata noastră lume. E bine, ca să facem treaba asta, trebuie prima dată să refacem portalul din Nether, să mergem până acolo, să găsim niște blazuri ca să avem ca să avem blazeroduri pentru a face niște ochi din aia șmecheroși, care să mergem să căutăm și noi portalul înspre end. Nu țin minte să fi găsit cumva vreo, cum îi zice, what the holy moly, ce aici? Shit. Dumnezeule mare. Nu țin minte să fi găsit pe aici, prin Nether, vreo fortăreață, dar cine știe, poate dăm de una destul de rapid și nu trebuie să umblăm 500 de mii de miliarde de blocuri. Spre marea mea uimire, nici n-a trebuit să plec foarte, foarte departe de portalul nostru unde am spawnat. Cred că este undeva pe acolo, dacă uite, acolo avem o torță și undeva în dreapta este portalul nostru și iată că am și găsit deja o... What? O cetate din asta și am și găsit deja un blaze spawner. Wow. Na, sper acum numai să se ducă porcul ăla de acolo, că ne cam încurcă treburile, sincer să fiu cu voi. Ia să vedem dacă mai găsim pe aici pe undeva vreun spawner. Din păcate porcușorul ăla ne cam... Uite aici, încă un spawner, ăla e. Perfect. De asta aveam nevoie. Porcușorul ăla ne cam încurca un pic cu treburile acolo, mi-era să nu dau cumva în el, că dacă făceam treaba respectivă, nu era prea bine pentru mine. Putem să stăm aici să mai așteptăm să mai spawneze din când în când câte un micuț gușterică. Am văzut că cineva m-a întrebat episodul trecut când o să vă dau harta spre download. Nu știu să vă dau un răspuns exact, dar până la urmă o să vină și harta. Nu știu, probabil undeva din 25 în 25 de episoade, să zicem așa, habar n-am. Poate pe la episodul 25 dăm prima dată harta, după care pe la episodul 50 vă dau a doua hartă și așa mai departe. Știți? 25, 50, 75, 100. Să ne ținem numai atâta de treabă. Oh, Doamne. Acum că am făcut roșii de blaze rod-urile astea, hai să... Câte îmi trebuie? 7 bucăți, nu? Dacă ei sunt 14, 7 bucăți ar trebui să-mi dea destule, cât să putem să facem treaba asta minunată și mirifică. Uite aici erai. Și ne-ar mai cam trebui un arc. Ia să vedem ce arcuri avem pe aici. Flame nu trebuie neapărat. Un unbreaking ar fi super bun. Avem deja cu power, super. Ăsta e destul de șmecheruț, dar asta ar însemna să mă duc cu 20.000 de săgeți după mine. Mm-hmm. Uite, ăsta mi-ar plăcea. Chiar dacă are flame-ul ăla, nu contează așa de mult. Am breaking, power 4, infinity și flame, super. Și mai trebuie un power 4 mi-ar mai trebui. Ia să vedem, găsim pe aici sau găsim mai power și unbreaking. Power și unbreaking. Uite aici un power 4. Și putem să-l punem aici. Costă 28 de levele. Asta ar însemna să mă duc să mai fac un picuț de level și un picuț de XP la ferma noastră de XP. De-abia aștept să facem ferma de... Ups, cred că de aici vă puneam, nu? Abia aștept să facem ferma de Enderman acolo. Mergem și facem XP cât ai pușcat din degete. Acum că avem și nivelele necesare să facem arcul, ia să vedem dacă îl puneam așa. Și pe bune, invers, îmi lua doar 10 nivele. Bow. Vagon. Nu de alta, dar o merită. Cum pana mea, fratele meu, să-ți ia doar 10 nivele, Jesus Christ. Și acum, dacă aruncăm noi un ochi de genul,
Se duce pe casă. Drăguț, ce pot să zic? Cel mai frumos soc de pe lumea asta. Merge fix pe casă. Rușine lui, băi, rușine lui. Deci trebuie să mergem cumva în direcția asta. Nu am făcut nimica la... cum zice, la moara noastră de vânt și ferma. Am mai pus eu acolo câteva semințe în stânga și în dreapta, dar nu mare lucru. Nu prea am avut timp. Nu prea am avut timp, sincer, să fiu cu voi. Și episodul ăsta, într-un fel, îl filmez un picuț pe fugă, dar sper să fie ceva cât de cât decent. Așa că o să ne ținem frumușel în direcția asta și o să-i dăm bice până când o să ajungem la... cum îi spune, la... peștera cu portalul sau ceva de genul ăla. Vedem noi. Până când ajungem la portalul spre end și după o să trecem să îi dăm o mică bătăiță la dragon. Am uitat să iau o chestiuță cu mine. Vreau să fac niște mere de aur, să am în loc de poțiuni și alte chestii, să am câteva mere de aur pentru dragonel. Iată că după câteva căutări intense, ca să zicem așa, am găsit și fortăreața pe care o căutam cu așa mult drag. Hai să punem noi chestia aia acolo, să nu cumva să luăm foc din greșeală, sub o oarecare formă. Oare pot eu să plasez un pat aici și să... What? Sper să nu mă spawneze în lavă doar. Când mă trezesc. Îi stas. Patul s-a lăsat aici. Super, super, super duper. Și acum trebuie să punem, uite, așa. Mi s-au spart câțiva și am rămas fix cu cât trebuia. Achievement. Up. Să sperăm că nu suntem... Oh, perfect, 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 perfect. Hei, prietene. Ușurel. Nu fi nebun. Un picuț mai sus. Ăla e boss. Sper doar să nu mă uit la vreun ceacanau din ăsta micuț de pe aici. Să-l fac să vină să dea rage pe mine. Ăla ar trebui să fie destul de ușor de spart. Ăla și... Era de așteptat. culmea culmilor, nu mi-a luat nicio sticlă să iau prostii din alea, dar, ei, o să mai putem spawna dragonul dacă e vreodată. Nu e asta o mare problemă. Mamă, deci sunt un țintaș. Ceva incredibil, hop. Ha! Got him! Holy shit! Am vrut eu să fac un MLG acolo, dar nu mi-a ieșit pasența. Tu ce căcătoc vrei de la viața mea? Au. Erau mai mulți acolo și n-am vrut să iau de la toți. Agro. Uite la asta cum tot vine la aruncă, vine la aruncă. Ha! La! Hua! 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 Ha! He! Hua! Hm! Ăla e! Am scăpat de gușter. L-am nenorocit. Mamă, și câtă gălăgie face și cât... Oai, de pana mea, nu vine să cred. Dar am făcut o tonă de XP. Hey. Mi-a reparat și sabia, mi-a reparat și... Ce mi-a reparat? Că doar n-am mending numai pe chestiile astea. Am vrut să zic că mi-a reparat și armura și așa mai departe, dar ciu-ciu. Cred că o să-mi fac eu o micuță fermă de asta de Enderman aici, frumușel, o să strâng niște perle, după care o să mergem în Ender End ca să, ca să facem rost de Elytra și noi și poate de încă ceva piese din armură cu mending sau nu știu, vedem noi ce mai găsim pe acolo, interesant. După ce am vânat câțiva Enderman și am făcut roșii de niște perle, cred că ar fi cazul să mergem până în Ender End să vedem ce se întâmplă pe acolo. Hello? Hello? Hello. Băi, nu pot să cred. Deci nu, pur și simplu nu. Na, nu, că nu există așa ceva. Deci am... Hai de pana mea, uite, astea le-aș arunca, astea le-aș arunca, astea le-aș arunca, astea iarăși, asta iarăși, asta iarăși,
cobblestone-ul ăsta iarăși. Aș păstra nițică cobblestone, asta aruncată, asta aruncată. Și restul păstrăm ca să avem și noi spațiu pentru chestiile astea. Trebuia să-mi iau niște capsă mare și eu, trebuia să-mi iau niște lemn ca să pot să depozitez, să fac niște shulker box-uri și să depozitez niște chestiuțe din astea. Dar nu știu de ce naiba iau din astea, că nu-mi trebuie, îmi trebuie doar câteva plante. Uite așa, din astea. Bine că oricând aș putea să vin înapoi aici și să iau plante și asta, nu pot să cred, frate. Deși pe breazla aiducilor și pe lumea de single player avem norocul ca fix lângă portal. Bine, pe breazlă cei drept e un picuț mai departe, dar fix lângă portal să avem parte de o chestiuță de genul ăsta. Pot să fac treaba asta? Da. Una, două, trei. Cât să avem pentru plantele astea? Trei, dacă o să avem nevoie vreodată să construim cu purple blocks. What? Și pe aici cred că nu mai prea avem niciun shulker pe care să putem să-l nenorocim. Să mergem să ne luăm elytra oare? Hai să mergem să ne luăm elytra și după dacă e mai explorăm un picuț din prostiuța asta de aici. Fix în centru. Prietene! Oh, s-a teleportat. Bă! Ce nemernic. Putem să luăm asta de aici, pam param. Avem și două poțiuni de instant health, deși pana mea nu prea văd la ce le-aș folosi, dar cel puțin nu deocamdată. Ăia se bat între ei cumva? Deschide-te, fiule! Haide! Pleoască! Ia de aici, că n-ai servici. Iron leggings, blană. Și din coace, diamante, niște emeralde și un diamond shovel cu fortune și mending. Superb. Asta ne interesa pe noi. Goals reached. Sky is the motherfucking limit, boys. Și cred că avem aici și căpățina de dragon pe care putem să o luăm folosind niște cobblestone, așa frumos, elegant. Mergem pe aici, ținând shift-ul apăsat, punem aici o bucățică de chestie de asta, uite aici așa, îi spargem freza la fraierică geamantanul ăsta și putem să spargem astea ca să nu lăsăm aici să arate urât. Ăla e. Pam-param! Și acolo sus cred că nu-i nimica, nu? Dacă nu mă înșel eu. De aici cam poți să vii și să-ți iei zborul cu elytra. Liniștit, fără nicio problemă. 100% garantat. Bam. Unde aterizăm oare? Măi, eu nu zic că am strâns destul de multe chestiuțe pe aici. Cam cu asta m-am ales. După ce am luptat, nu știu dacă am raidat chiar toată chestia asta, dar am fost prin majoritatea turnurilor. Oricum putem să ne mai întoarcem când mai avem nevoie de... Că, practic, în momentul de față nu prea mai avem nevoie decât de shulker shell-uri. Și am strâns niște diamante, am găsit pe aici niște aur, câteva emeralde, elytra, bineînțeles, pe care o să trebuiască să punem un unbreaking și un mending cât de repede cu putință. Și, na, chestiile astea și shulker shell-urile pe care le avem aici în momentul de față. Ata noroc că am găsit un ender chest în toată prostiuța asta. Acum tot ce trebuie să facem este să vedem, uite acolo e portalul nostru, să îi dăm o perlă încolo către el. Și bam, să aterizăm aici frumușel și cu o altă perlă să nimerim fix în el. Oare am nimerit? Sau nu am nimerit? Hei, hei, hei! Și am aterizat înapoi pe insula noastră. Și de aici, dragii mei, către casă! Ha-ha! Nici n-am consumat toate merele de aur, ceea ce e bine, pentru că o să le mai folosim cel mai probabil la bătălia cu, cum îi zice, la bătălia cu Witherul, când o să batem un Wither și așa mai departe. Și iată că ne-au spawnat fix aici. Deși aș fi vrut să mă spawneze acasă, dar aici a fost unde am dormit ultima dată, ca nu cumva să hei, avem un chest acolo. Ca nu cumva să mor la dragon și după să trebuiască să vin până în cuca măcăii să mă duc înapoi la el. Avem pe aici ceva chestii interesante prin acest minunat dungeon
Iron Helmet, ok, ăla nu prea mă interesează așa de mult. Iată, ne-a ajuns și din nou acasă cu câteva chestiuțe pe aici, pe la noi, pe care să le punem în stânga și în dreapta. Și un picuț de redstone și un ender chest. Puteam să le iau și pe celălalt, ce-i drept, ca să am două ender chest-uri, să nu mai îmi fac griji. Dar, hei, avem aici o grămadă de cărți și dincoace niște chestiuțe interesante. Aici prostiuțele astea, capul de dragon, elytra, astea o să le lăsăm deocamdată. Toate prostii. De fapt, astea pot să le scot de aici, uite așa, și pe elytra. Și să le pun, uite aici. De ce nu? Chiar așa, uite așa. Și pe tine te punem aici, încă nu am un looting, aqua affinity, trebuie. Uite, op, avem un unbreaking. Hei. Și să-i dăm și un nume. Ce nume să-i dăm noi? Aripioara Speranței. Să nebunesc. Deci, și deocamdată avem doar un breaking pe ea, dar cât de curând aș vrea eu să-i punem și un mending. Asta dacă mai stăm un picuț afecat la ferma de pescuit și dacă găsim un mending, bineînțeles, și desigur și normal că da. Așa, am ăsta aici și ăsta aici. Ăsta e plin cu tot felul de chestiuțe. Păcat că n-am găsit prin peșteri pe acolo un mending. Ar fi fost destul de frumos și de interesant. Și din coace ăsta e aproape full de cărți. Deci avem la cărți de nu avem, cred că nu avem ce să facem cu ele, dar ce mă gândesc eu, dacă stau așa bine să-mi scotocesc prin minte, am putea să facem o bibliotecă unde să punem comentariile voastre, adică să aleg gen un comentariu interesant de la fiecare episod și să-l punem undeva într-o bibliotecă. Oricum mă gândeam să fac o chestie de genul aici în micul nostru sătuc, dar nu știu încă exact când o să o facem. Ziceți-mi și voi în comentarii dacă vă surâde ideea asta cu biblioteca și cu comentariu și așa mai departe. Și noi o să ne vedem pe data viitoare. Până atunci, dragii mei, v-am țucat, aveți grijă de voi și ce să mai zic eu. Ciao, les!